producția României de energie electrică pe bază eoliană este de 7,4 TWh pe oră, ceea ce o poziționează pe locul al 11-lea în Europa, la egalitate cu Irlanda, potrivit datelor pentru 2017 ale unei companii producătoare de carburanți. Față de 2016, producția de energie eoliană de anul trecut a fost mai mare cu 0,8 teravați pe oră, iar comparativ cu 2015 a înregistrat o creștere cu 0,3 teravați. Cea mai clară diferență este cea dintre producția înregistrată în 2017 și cea din 2010, când producția de energie eoliană a fost de doar 0,3 terawatt pe oră. Capacitatea rețelei românești de a prelua energia eoliană este însă foarte limitată, de numai 3038 MW, adică a 13 -a din Europa. În privința producției de energie solară fotovoltaică, producția din 2017 a României a fost de 1,9 teravați pe oră a opta din Europa. Comparativ cu 2016, producția a fost mai mare cu 0,1 TWh, pe oră, dar comparativ cu 2015 a fost mai redusă cu 0,1 TWh pe oră. Și în acest caz, capacitatea rețelei românești de a prelua energia este foarte limitată, respectiv de numai 1378 MW. Capacitatea este cu doar 2 MW mai mare decât în 2016 și cu 52 de MW mai mare decât cea din 2015.